Dragi youtuberi, astăzi facem o nouă recenzie, de data asta nu-i Parkside, nu-i altceva, este un noutate. Avem un robot de pornire de la Utrai, Jump Starter with Air Compressor, adică cu alte cuvinte face și pornirea la mașină și umflă roțile. Cu alte cuvinte este o chestie foarte, foarte utilă să o ai în mașină. Mașina asta nu mai pornește, bateria e veche, o să încercăm să o pornim, să vedem, îi dăm resuscitare. Un Subaru Boxer Diesel, vedem dacă face față pentru așa ceva. Deci, hai să vedem ce conține acest pachet. Așa, o cutie, oh, ce frumos arată, avem o gentuță, gentuță foarte frumos pentru că asta o să o punem în mașină, este foarte mică și va sta perfect acolo. Mai departe, să vedem ce va conține această gentuță. Ia să vedem, să o deschidem aici, afară s-a nimerit să și plouă puțin. Un manual de utilizare cu niște pagini necapsate. Bun, nu prea ne interesează că sunt necapsate. O să-l băgăm deocamdată în buzunar. Ce mai avem aici? Avem un compartiment cu un alt manual, de data asta este în limba engleză și este mult mai vast, chinez, alte minuni. Băgăm și pe ăsta în buzunar. Nu lăsăm nimic afară. Ok, și asta este un lucru foarte important pentru că ne va porni mașina. Cu alte cuvinte, plusul la plus și minusul la minus. Da? Și ăsta vedem imediat unde îl băgăm. Deocamdată nu lăsăm aici să nu se întâmple minuni. Mai avem o mufă de încărcare de la brichetă, da? Sau poate să fie de fapt alt lucru, nu știm încă, vom citi și noi manualul. Un cablu de încărcare 100% pe USB-C cu USB normal. Ce mai avem? Diuze. Diuze pentru umflat mingea, pentru umflat salteaua și mai știu eu ce alte minuni de umflat. Bun, astea nu prea ne interesează, acum nu avem mingi, să vedem despre ce e vorba aici. Ambalajul îmi place, este foarte frumos ambalat. Are o etichetă, n-avem ce face, o să o rupem, pierdem garanția, nu-i așa? Hai să vedem. Ca preț undeva la 640 de lei, scula, arată foarte bine, cam așa arată. Așa, uite ce găsit aici, un cablu pentru compresor. Suficient de lung, foarte bine gândit ca să nu spânzure prin toate direcțiile. Ok, prinderea e radio asta rapidă, bun, e ce trebuie. Ce avem aici? Battery capacity. Se vede acolo în filmare, nu mai trebuie să vorbesc eu. Made in China. Asta este. Ce nu e în China acum? Bun. Și aici avem, ne arată autovehiculul. Asta înseamnă că noi va trebui să băgăm această mufă aici. Și cum mai este cu cheie, este foarte greu să greșești, n-ai nicio șansă. Cu siguranță doar așa se poate băga. Deja ni se aprind ceva beculețe pe aici. Vedem ce înseamnă. Dăm un OK. Aia ne arăta PSI-ul. Hai să-l conectăm la borne. E foarte bine, este becul verde. Aici ne arată doar PSI-ul, asta e cu totul altceva. Noi acum, în momentul de față, ar trebui să putem să pornim mașina. Să vedem dacă va porni. Sper că stă suficient de bine pe aici, să nu plece la plimbare.
Mașina nu pornește din cauza că am reușit pornirea, a fost o pornire foarte grea, trebuie să deconectăm cleștii. Deci o pornire destul de grea, bateria a fost chiar complet zero și din această cauză o trebuie să repetăm de mai multe ori pașii. Pașii sunt descriși foarte clar în manual, o să trebuiască să-l citiți și să faceți exact ce scrie acolo. Asta am făcut și noi, n-am mai arătat pe filmare, deoarece n-am putut. Eu personal sunt foarte mulțumit de ce am realizat. Haideți să vedem și ultimul test. Iată, uite, asta pare cam dezumflată. Nu prea mai avem noi liniuțe acum, dar o să încercăm să o umflăm. Deci mi-a terminat 3 liniuțe încercând să pornesc mașina. Bun, am conectat, suntem pe mașină, îi dăm OK, nu vrea nimic. Ținem OK-ul apăsat. Zgomotul este unul foarte frumos, se aude foarte bine, îmi place cum sună acest compresor. Să vedem, o să-l lăsăm să funcționeze. Gata, zice că am încărcat. Trebuie să modificăm de pe PSI pe bari ca să vedem mai clar despre ce-i vorba. Dar în principiu el îmi spune că este încărcat. Ia să mai încercăm o dată. Nu mai vrea. Înseamnă că atâta trebuie. Ia să vedem ce zice. Ah, 35 PSI, probabil că atâta trebuie la o mașină. Dar se poate modifica în sus, dacă vreți mai sus, mai jos, asta are butoane. Bun, să-i punem căpăcelul, să nu uităm de el. Ce mai are încă o funcție interesantă? Lanternă. Ia să vedem dacă mai funcționează. Da, uite, o lanternă foarte drăguță. Puteți să mergeți cu el noaptea la o intervenție, la ceva, puneți lanterna și funcționează. Eu personal vi-l recomand. Prețul vi l-am spus, este de, uite, și pentru intervenții, dacă ai pe drum. Prețul de 639 de lei, cred că așa ceva, l-am cumpărat de pe Emag, o să las linkul în descriere. Mulțumesc pentru că mă urmăriți și ne vedem la următoarele videouri. La revedere!